Bună dimineața și bun găsit! Vorbim astăzi despre un subiect interesant, un proiect românesc dezvoltat de doi români care au creat moneda de aur QAM, o criptomonedă cu o valoare egală a aurului. Astfel, un QAM token este echivalent cu un gram de aur. Ce înseamnă acest lucru sau care sunt beneficiile unei investiții în direcția aceasta? Aflăm de la Adrian Vitan Lopez, unul din fondatorii acestui proiect. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Vorbim despre QAM. Este efectiv o monedă digitală care a fost creat de mine și de partenerul meu, Costin Nimara. QAM-ul este o monedă oficială în Africa. În momentul de față am ajuns la un acord cu guvernul din Guinea ca QAM să fie moneda oficială a Guineei. Pe partea de dezvoltare am încercat ca să facem un produs egal la un gram de aur. Tokenul nostru este adus pe piață valoarea egală la aur ca să putem să-i dăm o valoare sigură. Deci, un utilizator, deci o persoană care cumpără tokenul în ziua de astăzi, nu o să poată să piardă bani niciodată. Din cauza că tokenul nostru are siguranța în spate al aurului, care este un asent, sau pot să spun că este ceva fizic, care este ceva care se poate vedea și se poate lua în mână, efectiv, ca să poți să spui de ce am ceva în mână. Pentru ceva că, concret. Concret, da. Criptomoneda și oamenii nu înțeleg ce înseamnă asta, este ceva digital care nu se vede. Deci încrederea tokenului nostru este aurul. Deci, efectiv, cumpere un token, cumpere un gram de aur. Deci am încercat să facem cu QAM-ul, am lăsat ca orice persoană poate să cumpere aur în ziua de astăzi, utilizând tokenul nostru, deci utilizând tehnologia de blockchain. Ați amintit de cumpărător și ați subliniat că poate cumpăra oricine poate investi în această monedă? Oricine poate cumpăra în momentul de față, ceea ce este incredibil și cred că este foarte bine. Orice persoană poate să cumpere aur în ziua de astăzi. Nu se putea cumpăra aur, deci o persoană care vrea să cumpere aur trebuia să intre pe bursă, trebuia să fie înregistrat, era puțin mai complicat. În momentul de față cu cripto, deci intrarea cripto și blockchain, tehnologiei blockchain, am făcut ca QAM-ul efectiv să fie acceptat pentru orice persoană. Orice persoană poate să cumpere aur în ziua de astăzi. Cum? Cumprând un QAM. Dar la ce valoare a ajuns QAM? Suntem foarte fericiți. Deci, QAM în momentul de față este la un preț de 63 de dolari. În două luni de zile, persoanele care au cumpărat în private sale au cumpărat la un discount de 45% și au dublat efectiv investiția care au făcut-o inițială. Deci pot să spun că cine a cumpărat de 100.000 de dolari la noi a câștigat 102.000 de dolari în două luni de zile. Sunt foarte puține active în care lumea poate să investească, în care poate să câștige 100% în investiția inițială care a făcut-o. Dar este important să investim din timp în această monedă sau de ce este important? Este foarte important în orice cripto să investezi în faza inițială, cum ar veni, din cauza că ai un discount. Deci în momentul de față noi suntem acum în crown sale, ce înseamnă 20% de discount. Faza inițială a fost private sale, unde am avut 45% de discount. Deci tot ce s-a cumpărat în moment, până în 15 ianuarie a fost efectiv dublarea investiției. Încă este un semn de întrebare între oamenii care doresc să facă această investiție. Cât de sigură este investiția? Vorbind de securitate, este o investiție 100% asigurată, din moment ce este egal la un gram de aur. Moneda noastră digitală are în spate niște certificate de aur, care se numesc certificate la purtător. Noi aurul depozităm în Dubai, este digitalizat, scanat și fiecare serial la lingotul de aur o să fie digitalizat, după care se emite un certificat. Deci un certificat de aur este egal la un kilogram de aur, ceea ce înseamnă 1000 de token. Dacă o persoană în cazul că a cumpărat 1000 de token, deci asta înseamnă că are un certificat. Dacă ziua de mâine se întâmplă ceva cu QAM-ul sau știu eu, nu o să mai fie autorizat blockchain-ul, care nu cred că să fie, el are un certificat de aur care poate să-l schimbe în orice bancă. Nu știu dacă în România este acceptabilă treaba asta, dar știm că internațional se poate schimba certificatul de aur, este imediat transferabil și se schimbă în bani, dacă el vrea să ia bani. Dar aurul, cum este o investiție sigură, să știți că majoritatea investitorilor preferă să aibă aurul în casă decât să aibă bani. Dar în momentul de față, cum arată piața de criptomonede din România? Credeți că are potențial? Piața în România, în momentul de față, într-adevăr, are un potențial mare. Sunt proiecte foarte bune românești, care sunt pe piață. Efectiv, noi, firma noastră fiind în Guinea, am preferat ca să lansăm, deci să venim în România să lansăm ca un produs românesc. Nu este un produs românesc pentru că este un produs african, dar am vrut să dăm valoare României, încât România să crească puțin numele, să fie altceva decât ceea ce în România se vorbește. Pentru că România este un potențial. Și asta știm. Și asta vrem să fie. Vă felicit și vă mulțumesc. Vă mulțumim și noi pentru invitație. Aici se încheie Trend IT. Eu vă urez o zi cât mai frumoasă. Pe curând!